Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre parfumuri noi intrate în colecția mea în ultima perioadă. Ba chiar am două parfumuri pe care le-am cumpărat vara, însă le-am pus acolo în dulap pentru că nu era cazul nici să le port, nici să vorbim despre ele. Dar acum, da, este cazul, vorbim astăzi despre bombițe parfumate, despre parfumuri care lasă dâră și știu că sună bine, știu că sună bine. Ce mai vreau eu să vă spun despre parfumurile de astăzi? Este faptul că sunt parfumuri pentru perioada rece, adică mi se pare că se potrivesc cu frigul, cu haine mai groase, mai pufoase, mai călduroase, cu excepția unuia pe care l-am pus aici că nu mai pot să-l țin până la vară, să vorbim atunci despre el. Și l-am introdus și pe el în holul acesta, însă sunt 5 parfumuri pentru perioada rece și unul pentru perioada caldă, pentru că încă este cald afară și putem să-l folosim acum, de exemplu. Ei bine, haideți să trecem la parfumuri. O să încep cu acest Trussardi, Scent of Gold. Este un parfum unisex pe care l-am luat la un schimb de pup, dacă mă urmărești. Și avem așa o sticlă superbă, este foarte frumoasă sticla aceasta, e foarte elegantă. Mă duce cu gândul la o servietă și la un bărbat la costum cu o servietă. Un bărbat așa mai elegant, adică da, mă duce cu gândul mai mult în zona masculină. Însă este un parfum unisex. Știți că eu am sensibilitatea asta cu granița dintre feminin și masculin. Ori e la mijloc, ori se duce înspre masculin, ori e feminin, însă sunt acolo undeva la mijloc și totuși acesta se duce un pic de tot înspre masculin. Asta pentru că așa îl văd eu ca și idee. Asta este imaginea pe care o văd când văd această sticlă și când miros parfumul acesta. V-am zis, un bărbat cu servietă, îmbrăcat la costum, cu pantofi, elegant, frumos. Și da, este un parfum potrivit pentru birou din punctul meu de vedere. E frumos parfumul. Nu promit că o să rămână prea mult în colecția mea. Nu promit asta pentru că v-am mai zis că încerc să păstrez parfumurile care îmi plac mult, care mă dau pe spate, pentru că am deja o colecție prea mare, prea mare. Și nu știu dacă s-a mai diminuat, pentru că tot am cumpărat parfumuri. Au mai plecat din colecție, dar au și venit altele. Așa că prea mult spațiu n-am făcut. Hai să vedem. Miroase a prune. Miroase a prune în deschidere. Prune cu scorțișoară. Da, prune. Prune. Este un miros fructat. Avem tutun, violetă și iasomie în mijloc, iar în bază avem labdanum, patchouli și vanilie. Nu prea mă dă pe spate deschiderea, nici partea asta de mijloc cu tutun. O să vă arăt astăzi un parfum cu tutun care mă dă pe spate. Ca și alte note în parfumul, depinde cum sunt combinate. Nu pot să zic că nu-mi place tutunul în parfumuri. Pot să zic doar că unele parfumuri cu tutun îmi plac, unele nu. Dar aici îmi place că parfumul acesta se domolește. Se domolește și da, când se așează pe piele, pot să zic că îl simt unisex și plăcut, îmi place și mie ce simt, cum este el. Dar deschiderea, cam asta am vrut să zic, deschiderea mă duce un pic în zona masculină. Sau poate nu neapărat masculină, ci îl văd mai potrivit pentru persoanele care iubesc parfumurile ceva mai puternice și mai, nu pot să zic agresive, că nu este așa. Se potolește în bază, dar cam tare.
cam tare așa pentru mine. Deci este un parfum frumos și chiar vă recomand să-l testați dacă vă plac parfumurile unisex, pentru că s-ar putea ca pentru voi să nu fie deloc în zona masculină. Doar că eu am o sensibilitate mai mare când vine vorba despre parfumurile unisex. Sunt unele bărbătești care îmi plac foarte mult, unele unisex care mi se par masculine și ce să zic. Acum depinde cum le interpretăm. Deci acesta este Trussardi Scent of Gold. O să-i dau o șansă, o să-l port și o să văd dacă rămâne sau dacă pleacă din colecția mea, pentru că nu sunt convinsă 100%. Poate băieții mei să-l poarte, nu știu. Nu mi se pare că li se potrivește lor, pentru că au alte preferințe, dar el e frumos, este un parfum elegant. Trecem mai departe la următorul parfum pe care îl ador deja și vă spun asta pentru că îl știu, l-am testat, l-am purtat și de-abia aștept să îl port așa din sticlă, pentru că am senzația că orice parfum la care am mostră doar nu este 100% ca și parfumul din sticlă. Își pierde niște proprietăți parfumul când este transferat într-o sticlă de decant și mi se pare mai intens, bineînțeles, când este în sticlă. Avem Ubaya Velvet Night, un parfum pentru vreme rece, un parfum super sexy, dulce. Avem ca și note bergamot, rubarbă și ananas în deschidere și chiar are o deschidere. Îmi place mult sticla, deci îmi place mult de tot sticla. Avem o deschidere fructată și aromatică, intensă. Parfumul acesta este unul superb și are și un preț super ok. E fructat și e plăcut. Îmi place super mult. Vai, ce frumos este. În mijloc avem iasomie, stânjenel și scorțișoară. Cred că este superb iarna. Cald și condimentat. Avem o scorțișoară. Mi se pare așa super cremos, pudrat, fructat. Îmi place. Avem o bază de vetiver, vanilie și lichen. O să-l port și o să mai povestim despre el cu siguranță. Un alt parfum, bombiță, un alt parfum care lasă dâră și tot un parfum arabesc, este acest camuflaj de la Aquarabia. Din păcate nu prea îl găsiți pe acesta, nu prea îl găsiți, însă vreau să vă povestesc despre el pentru că vreau să-l port în perioada rece. Avem așa, în deschidere, bergamotă și morcov. Nu simt niciun morcov, adică ceva care să mă ducă cu gândul la morcov. În mijloc avem cedru, iris și cardamom. În bază avem lemn de santal, ambră și cașmir. Este un parfum pudrat de la început până la sfârșit. Se dezvoltă frumos. Este mai ciudățel, este în deschidere. Mă duce un pic cu gândul la cannabis, dar nu este atât de in your face, parcă e purtabil, dar tot este un parfum puternic și ușor se transformă. Nu este cel mai purtabil parfum arabesc, dar nici nu este deranjant și e super puternic. Asta îmi place la el și vreau să-l port atunci când este frig afară. Până atunci nu-mi dau cu părerea pentru că nu știu cum se comportă. Acum este prea cald pentru el, dar e un parfum, el cald. Este un parfum cald și super persistent. Deci persistă, este în zona parfumurilor mai geisha. În zona aia se duce și știți că mie îmi plac parfumurile de la My Geisha. Trecem mai departe la un parfum My Geisha, pentru că tot am vorbit despre My Geisha. Foreplay. Foreplay este un parfum
intoxicant, un parfum sexy, provocator, nebun, delicios, superb. Ăsta lasă dâră. E, cred că este superb iarna. Cred că este superbisim. Este din nou un parfum cu tutun, dar este un parfum feminin cu tutun și îmi place foarte mult. Are și miere, are și tutun, are și... ce mai are? Stai așa. Miere, tutun, trandafir, are o deschidere, dar e atât de sexy. Asta este cuvântul care îi se potrivește cel mai bine. Elegant, puternic, provocator și e intoxicant. Intoxicant și sexy. Așa pot să-l descriu cel mai bine. Îmi place foarte mult, are o putere incredibilă, deci persistă și proiectează, n-am ce să comentez. Cred că este cel mai puternic parfum din colecția mea și cu siguranță este cel care m-a dat pe spate din clipul de astăzi. El m-a dat pe spate. Atunci când am descoperit Ubaya, când am descoperit Velvet Night și el m-a dat pe spate, însă Foreplay a fost pe locul 2 atunci când am testat prima dată parfumurile de la My Geisha. Mi-a plăcut Sakura foarte mult pentru că l-am văzut mai purtabil, mai versatil, dar pentru perioada rece el a fost pe lista mea de la început. Și mai este unul care îmi place foarte mult și poate că o să-l iau și pe el în colecție. Dar momentan mi-am adus în colecție tot ce mi-a plăcut mai mult de la My Geisha. Haideți să-l testăm și pe el împreună. Ce mi-ar plăcea mie să facă cei de la My Geisha, pentru că totuși sunt niște parfumuri scumpicele, mi-ar plăcea să facă un capac pe magnet, de exemplu, hey, focus. De exemplu, nu are nimic capacul acesta care să țină. Nu are nimic. Este așa, pus pur și simplu. Adică, dacă ar fi magnetic, ar fi superb. Superb. În rest, îmi plac sticlele, îmi place tot. Tot ce să fac. Dacă îmi plac, îmi plac. Iar ca și note, avem așa, ia să merg. Vai, cum miroase. Avem miere, o miere dulce, o miere plăcută și fină, piper roz. Avem în mijloc tutun și paciuli. Măi, eu simt și trandafir. Simt un trandafir, pe bune. N-are trandafir în note, dar eu simt un trandafir. Finuț, un trandafir combinat cu miere. Simt, asta e. Da, tot timpul am avut impresia că are puțin trandafir acolo. Așa, în bază avem vanilie, ambră, note animalice și musc. Nimic de... nimic care să deranjeze, zic, de aceste note animalice. E superb, 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 e parfumul ăla care te îmbracă și poate că te și poartă. Da, mie îmi place să mă las purtată de unele parfumuri. Pentru că, de ce nu? Trecem la un alt parfum, de această dată un parfum de designer. La fel, un parfum foarte intens și foarte potrivit în perioada rece, care are o sticlă superbisimă. Are culoarea asta ca de coniac, așa, deci îmi place atât de mult sticla. Și este Opium Eau de Toilette. Foarte frumoasă sticluța asta. Avem ca și note rină, bergamot și lăcrămioare. În mijloc avem smirnă, garoafă și iasomie, iar în bază avem ambră, patchouli și vanilie. Este un parfum foarte frumos pe care de-abia aștept să-l port atunci când este rece afară, când nu acum, nu acum, nu l-aș purta neapărat acum. Are un iz vintage, bineînțeles. Se simt florile, nu știu cum se usucă, dar miroase bine. Și bănuiesc eu că se și încălzește
pentru că avem ambră, paciulie și vanilie în bază. Este un parfum frumos, o să mai discutăm despre el, însă după ce o să vină frigul și o să pot să-l port. Ultimul parfum despre care vorbim astăzi este mai potrivit în perioada caldă, dar este super potrivit și acum, când încă avem soarele cât casa, pentru că chiar e cald ziua și îmi place vremea asta. Eu sunt cu perioadele astea de tranziție, îmi place perioada între toamnă și iarnă, primăvară și vară, deci ador perioadele astea de tranziție și aceasta este perfectă. Vremea de acum e perfectă pentru mine, nu este nici prea frig, nici prea cald, nu plouă, dar nici nu murim de cald, cum ar veni. E bine, am o pisică nebună care face prostii. Avem așa, Mandarina Duck, Eau de Toilette. Seama că este un parfum ușurel, un parfum proaspăt și chiar așa miroase, ca un ceai de flori. Parcă simt și ceva citrice, da, bergamota, avem flori. Este un parfum ușor, un ceiuț de flori, ușor citric, potrivit în perioada caldă. Simplu, nimic complicat, clean, ușor, plăcut, chiar e plăcut și îmi place sticla asta. Este vibrantă așa și culoarea îmi place și e făcută încât să poți să o ții foarte bine în mână. Are aici această scobitură. Da, este un parfum ușor și plăcut. Cam atât pentru astăzi. Acestea sunt parfumurile pe care voiam să vi le arăt, să vorbim despre ele și să vedeți ce noutăți mai am în colecția de parfumuri. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Puteți să-mi spuneți păreri dacă ați încercat aceste parfumuri și cum vi se par. Sau, nu știu, ce vă face cu ochiul. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like și puteți să împărtășiți și cu prietenii voștri. Până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!